participat astăzi la conferința de presă. După cum ați aflat acum 5 minute, pentru că n-am dorit să facem înainte de rezultatele oficiale, Partidul Social Democrat, organizația județului Giurgiu, are 5 parlamentari. Un moment, putem spune, istoric pentru noi ca organizație, în care clar că avem cel mai bun rezultat din toate timpurile, 5 de 6 parlamentari. Asta arată că am avut încrederea populației și că oamenii județului, ai municipiului și ai județului au încredere în noi și ținând cont de lucrul ăsta care ne obligă enorm, eu vreau să le mulțumesc pentru toată încrederea cetățenilor, să-i asigur că în continuare echipa Partidului Social Democrat, atât eu cât și colegii mei senatori, domnul Marciu, nu mai vă fac prezentele, dar unde e domnul senator? Cât și colegii mei deputați, în continuare vom munci pentru ca acest județ să reușim să-l ridicăm, să dezvoltăm și să aducem bunăstare populației. Știți foarte bine că avem un proiect de guvernare, proiect care și pe județ în perioada următoare îl vom transpune și vă vom informa cu ceea ce dorim să facem etapizat în prima parte a anului. E clar că Partidul Social Democrat are întâietate la guvernare. Știți foarte bine că la Senat ne lipsesc două mandate și la Cameră 11, dacă nu mă înșel, în prima numărătoare. Guvernarea, indiferent că avem majoritate sau nu avem, o face cu cei de la ALDE. Și lucrul ăsta, așa cum vă informam, ne obligă în continuare să avem o conduită și să avem performanță pentru județul Giurgiu. Rog colegii mei ca să dau doamne, că avem o singură doamnă parlamentară. Bună ziua! Ne revedem în echipă extinsă, ca să spun așa, cei 5 parlamentari ai Partidului Social Democrat, echipa care a pornit la acest drum și care a finalizat cu succes, așa cum spunea domnul președinte, acest demers. Aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte pentru că ne-a adunat la oaltă și pentru că a crezut în noi. Și aș vrea să le mulțumesc giurgiuvenilor pentru votul de încredere pe care ni l-au dat și să le promit, cel puțin în numele meu, dar cred că pot să o fac în numele tuturor, că vom avea o contribuție importantă la dezvoltarea orașului și județului nostru. Mulțumesc și dumneavoastră tuturor pentru că ați fost alături de noi și vă doresc sărbători cu bine și un an nou așa cum îl merităm. Mulțumesc, domnul deputat Puc. Dar de ce muță la mă? Vrei să-l prinzi? După că-l tot plimbi stânga-dreapta. Nu, mi-am spus că vreau imagini mișcare. Nu ușor așa. Da, bună ziua, vă spun și eu. Doresc, prin intermediul nostru, să mulțumim tuturor alegătorilor din municipiu, cât și din județ, pentru încrederea care ne-au acordat-o pe data de 11 decembrie. Este un vot care ne și obligă și, cum a spus și domnul președinte, cu siguranță nu vom dezamăgi electoratul, pentru că am fost, după cum ați văzut și în campania electorală, singurul partid cu un program concret de guvernare și cu atât mai mult și cu un buget. Deși știți foarte bine că la acest moment ceilalți nu elaborase nici măcar un buget, noi am venit cu el și l-am prezentat, deci lucrurile se vor implementa. Și ținând cont că este și ultima conferință de presă, mă gândesc înainte de sărbători, doresc să adresez tuturor giurgiuvenilor sărbători fericite, un Crăciun fericit, un an nou plin de împliniri și nouă mult succes în munca care o vom depune, că avem multe de făcut. Bună ziua! Doresc să mulțumesc și eu giurgiuvenilor care în număr masiv au votat Partidul Social Democrat. Ne-au acordat un vot de încredere și avem datoria să nu îi dezamăgim. Vă mulțumesc! Bună ziua! Și eu vreau să mulțumesc în primul rând președintelui organizației județene a PSD,
tuturor primarilor și președinților de organizații din județul Giurgiu pentru modul exemplar în care au reușit să organizeze alegerile, cât și pentru rezultatele pe care le-au obținut. De asemenea, să mulțumesc tuturor celor care au ieșit la vot și mai ales celor care ne-au dat votul Partidului Social Democrat. Îmi doresc ca în următoarele zile Partidul Social Democrat să poată să aibă cu votul Parlamentului un guvern care să ducă la bun sfârșit în cei 4 ani de mandat programul de guvernare care, după cum ați văzut, este un program amplu care poate să rezolve problemele economice și sociale ale României. Doresc și eu, ca și ceilalți colegi, tuturor locuitorilor, cetățenilor județului Giurgiu, sărbători fericite și multă, multă sănătate și vreau să-i asigur și pe cetățeni, dar în special pe primari și pe președinți, că am fost și vom rămâne în continuare alături de ei pentru rezolvarea problemelor din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Giurgiu. Suntem alături de cetățeni și vom rămâne. Mulțumesc! Ați mulțumit președinților de organizații și la aia de la PNR. Să-i mulțumim domnului președinte, să-i mulțumim și domnului președinte al Consiliului Județean care a fost alături de noi și care ne-a sprijinit în munca politică, tuturor primarilor, așa cum a spus și prietenul meu Marciu, colegilor de la, din partid, președinților de organizații, pentru că a fost un efort comun de a avea aceste rezultate. Știți foarte bine, pe fiecare localitate am pierdut în 2 localități, în rest, în absolut toate localitățile, Partidul Social Democrat a reușit să câștige. Ce vreau să mai spun ca o nostalgie, așa, dacă vă amintiți, acum 3 ani jumătate am plecat cu 7 primari, cu o organizație destul de șubredă, în care Partidul Social Democrat a avut un singur parlamentar, pe mine, și vreau să vă spun că prin muncă, înțelepciune, o echipă extrem de bună, cărora le mulțumesc și acum, cu maturitate am ajuns ca astăzi să avem din 6-5 parlamentari. Un lucru care nici eu nu l-am prevăzut și nu l-am crezut. Amintiți-vă că tot timpul am spus 1 cu 3, ceea ce îmi doresc. Îmi doream, dar și acolo aveam o îndoială că era extrem de ciudată legea cu jocul cifrelor. Dar astăzi chiar am fost extrem de bucuros când am auzit rezultatele finale, cu toate că pe simulări deja le știam și le știa și noastră, dar astăzi rezultatele finale ne-au bucurat și au arătat că totuși o muncă de echipă cu o echipă bună și cu oameni valoroși nu poate să te ducă decât la victorie. Și încă o dată le mulțumesc și lor pentru tot efortul, pentru faptul că au reușit să asculte și să facă o campanie frumoasă, o campanie constructivă care a reușit să convingă giurgiuvenii că suntem echipa cea mai bună în acest moment. Domnul președinte de Consiliu, o întrebare dacă veți primi propunerea pentru a intra în guvern PSD, a acceptat un post în următorul guvern? E prematur să discutăm lucrul ăsta. Am discutat cu domnul președinte acum câteva minute la telefon. Noi am spus că nu discutăm și știți foarte bine că nu am mers la Cotroceni pentru că nu aveam de ce să mergem neavând mandatele și rezultatele oficiale, mai ales că în invitația domnului președinte Iohannis era stipulată acea lege în care se făceau consultări vis-a-vis de formarea noului guvern și atâta timp cât nu aveam rezultatul conform legii ale mandatelor ale Biroului Electoral Central, am considerat că putem merge la orice discuție, dar nu pe acea temă. Vis-a-vis de guvern, de-abia de astăzi, putem discuta majoritățile în guvern, în funcție de majoritățile parlamentare. Cred că luni, domnul președinte Iohannis, presupun că va emite ordinul de constituire al Parlamentului. După acesta, având toate funcțiile în Parlament, comisii, etc., care duc la audierile de miniștri și votul guvernului, vom avea discuțiile clar vis-a-vis de formarea unui guvern, de mandate, de ministere, etc.
E extrem acum să spunem că vom avea 5 ministere, 100 și cine va fi acolo. Cred că în guvernul PSD și cu siguranță așa se va întâmpla, vor intra oameni capabili, oameni care în primul rând au obligația să ducă programul de guvernare pe care ni l-am asumat și l-am prezentat în fața românilor, să-l ducă la îndeplinire. Dacă mă întrebați pe mine, așa cum îl știu pe domnul președinte Dragnea, extrem de exigent, cred că dacă cine mișcă și cine nu face ce trebuie, nu cred că va avea o viață lungă în viitorul guvern. Eu știu, e extrem de meticulos și extrem de exigent cu el și asta cere și echipei. Nu uitați că am lucrat 3 luni de zile în echipa de campanie și am coordonat acolo o anumită zonă și chiar și eu, care îl știu de atâția ani, mi-a fost extrem de greu să lucrez cu el și vă spun că om care să aibă atâta capacitate de muncă să reziste 14 ore pe scaun și să citească, mai rar am văzut. Un om extrem de capabil vis-a-vis și extrem de dispus la efort. Extrem de dispus la efort. Da, domnul președinte, să discutăm, vă rog. Gata, hai, s-a terminat cu alegerile, ați făcut echipă tânără, ați luat o grupă tineri. Hai, celalți lucruri, ce mai rămân? Lucrușori. Rămâne sigur pe lume, domn președinte. Am discutat cu colegii mei absolut toate subiectele. Mai avem, nu, e și asta o problemă, într-adevăr, dar eu sunt convins că domnul Maria Minea, domn președinte, are capacitatea de a-și forma o echipă la Consiliu și știți foarte bine că există și acolo o luptă în a urca oameni tineri. Avem o problemă în a urca oameni tineri și în a face propuneri de oameni tineri capabili la nivel de ministere, de secretar, de stat, de agenții și doresc lucrul ăsta să putem să promovăm așa cum dăm și s-a văzut totuși, indiferent că recunosc sau nu, că totuși să urci pe o scară administrativă îți dă o anume experiență și uitați că asta s-a întâmplat, asta trebuie să facem în continuare, să urcăm 2-3 tineri tocmai pentru antinerii organizații. La Consiliul Județean, dacă domnul Marciu presupun că se suspendă și renunță la vice pentru senator, așa înțeleg, nu? Eu aș prefera acolo... Băi, nu ți-ai exprimat poziția, mă, și de asta nu pot eu să hotărăsc pentru tine. Eu aș prefera acolo totuși un tânăr, o tânără care să formăm un fund de consilierii județeni care să-i formăm pentru viitor. Dacă vă uitați, și eu vă spun un lucru, dacă vă uitați la PSD momentul ăsta, așa cum v-am promis acum 3 ani jumătate de o nouă echipă, chiar e o nouă echipă. Și indiferent că au mai fost, că știți foarte bine că nici la noi lucrurile n-au fost tot timpul așa de roz și cu organizația municipală, ne-am explicat că soluția asta este... E normal să fie și unii care trag frâna, dar timpul nu îi iartă, lucrurile să meargă înainte. Totul depinde de ei, suntem toți aici, am avut discuții cu dânsii și de caracterul lor și eu sunt convins că au, de loialitatea, de capacitatea de muncă și de cât vor să investească timp în timpul dânșilor pentru județul ăsta și pentru oamenii din județ. Sunt foarte multe lucruri de făcut, așa cum vă spuneam, în 2-3 săptămâni vom prezenta un program de guvernare și pentru municipiu și județ, ceea ce noi ne dorim să promovăm la nivel, și mă refer aici inclusiv la drumuri, la școli și la tot punctual, ca dumneavoastră să fiți informați și să reușească și această echipă, inclusiv eu, cât și dânsii, să-și asume anume obiective de care o să o ocupe. Sănătatea, Elena... etc. Ei știu foarte bine discuțiile noastre și de ce trebuie să o ocupe fiecare ca să reușim să dezvoltăm județul. Vom avea și un nou consilier PSD acum, nu? În locul domnului Vigil. Va urca următorul după listă, presupun. Nu știu, astea sunt lucruri de amănunt. Mai mult mă preocupă, așa cum vă spuneam, să reușim să promovăm din municipiu câțiva tineri din județ, câțiva tineri la nivel central. Prefectul Zdrângănel, așa cum l-a primit noastră la un moment dat, rămâne prefect sau... După cum știți, prefecții sunt revocați și numiți de guvern. Nu e atributul nostru, ca parlamentar. Da, de ce aveți frânarul cu dumneavoastră? Nu, azi am ținut să vă prezentăm parlamentarii și... domnul Minea, care a fost șef de campanie, standardul partidului în campania asta electorală. Și Elena a ținut să vină, băi, neapărat, dar eu, că-i finul meu, a zis să nu fie un conflict. Hai să-i dăm cuvântul să nu... Domnul președinte, la fel ca și dumneavoastră. Că știți, iartă-mă, noi suntem cu vorba, el e cu banii. Nu vreau să ascultați și să
executați la noi mai greu. Domnul președinte, în primul rând eu vreau să vă felicit și pe dumneavoastră și pe ceilalți colegi ai mei deputați și senatori. Ești un privilegios. Sunt că pleacă domnul Marciu, recunosc. Mulțumesc și eu la rândul meu, Giurgiu Venilor. Este o... Rezultatele sunt firești, având în vedere programul de guvernare pe care l-am avut noi. Și munca noastră de echipă și-a spus cuvântul. O să-i rog pe colegi ca să aibă o inițiativă legislativă ca la viitoarele alegeri pe buletinele de vot poate trec și fotografiile candidaților, că ziceau ăștia de la PNL, doi băieți de acolo, că nu ne cunoaște lumea prin județ. Uite că au ieșit 5, deci ne cunoaște, suntem foarte bine cunoscuți, suntem și foarte apreciați. Promitem să ne ținem de cuvânt. Tot ce am vorbit în campania electorală o să punem și în practică. O să contribuim cu toți la dezvoltarea județului. Colegii mei știu sigur că o să sprijine și județul și municipiul cu tot ce le stă în putere. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Să aveți sărbători fericite și numai bine. Și totuși, cu cine vezi lucrarea Consiliului Județean? Păi avem 20 de, avem 20 de consilieri, deci avem de unde alege, nu este nici cea mai mică problemă. Iar administrator public este un concurs, nu este o numire politică, după cum bine știți. Sunt câteva condiții acolo care trebuie să îndeplinite. O să scoatem postul la concurs în viitor apropiat. Vedem cine se înscrie, cine știe. Barbu Ionuț. Având o experiență atât parlamentară cât și administrativă, ne mai gândim la câțiva oameni care să ajute județul din funcție. Nu îmi vin acum în minte, dar cu siguranță avem un partid. Cu siguranță avem un partid. Da, sigur, e posibil. Eu mă gândesc la guvernul undeva, că doamna are experiență. Sigur. Lucrurile și bine. Acum, eu nu sunt rău, dar, nu știu, colegii noștri de la PNL nu știu că au ținut conferința de presă și dacă au avut aceeași atitudine să atace PSD-ul. Am avut o campanie, poftiu? Dar a spus că nu se puteau bate cu primarii. Știți care e... Problema este de atitudine și, așa cum spune domnul președinte Iohannis, de a pune cu picioarele pe pământ. Pentru că au o problemă și amintiți-vă, la ultima conferință a rămas total blocat vis-a-vis de declarațiile care le aud în județ cu domnul ăla. Eu am încercat să fiu modest la toate conferințele, să spun că îmi doresc 3-1, nu că vă scoate 3-1. Amintiți-vă cât m-au tăvălit pe asta, domne, uite cât se laudă PSD-ul, 3-1, cu 60, cu 80%. Este desigur că n-ați aranjat-o cu Băieștian? Îmi doresc în continuare ca domnul Ștefan să rămână președinte și cu domnul Beianu și cu acolo, cu siguranță... Ca să nu aveți concurență, de ce vă... Cu siguranță echipa asta îi va bate așa cum i-a bătut la fundul gol tot timpul și vă garantez lucrul ăsta. Îmi pare rău pentru dâns și îmi pare rău că n-au avut parlament, că n-au parlamentar și e pentru prima oară, dacă vă uitați în istorie, când PNL-ul nu e reprezentat la nivel de județ. N-au avut pierul bun. E pentru prima oară când PNL-ul nu are niciun parlamentar la nivel județean. Dar nu le port de grijă. E o vorbă că așa cum ți așterni, așa dormi. Probabil în toți anii așa au crescut și vin ca după 8 ani de conducerea PNL-ului. Județul ăsta, 8 ani de zile, a fost condus de PNL. Adică nu e o înfrângere, e un dezastru, părerea mea. Da. Nu cred că râde, că omul a muncit pentru PNL-ul ăla și cred că îi pare rău când vede ce e urmă. Amintiți-vă, un singur lucru vreau să mai vă spun. Amintiți-vă ce v-am spus de acum 3 ani, că PD-ul, acolo unde se duce, produce dezastru. Și dacă vă uitați în momentul ăsta și în toate organizațiile PNL din țară, să știți că PD-ul a ocupat toate funcțiile. Dacă vă amintiți, PD-ul, după ce cu Băsescu a făcut distrugerea aia, tăieri de salarii, închideri de spitale, etc., etc., lucrurile simțite de populație din greu,
la următoarele alegeri, nu mai știu care era, o candidat în vert. Sub mișcarea... Nebunie. După aia și-au dat seama că n-au și-au încercat să se ascundă într-un partid și-au venit la PNL așa ușor, frumos și cu mare eleganță și în momentul ăsta l-au făcut praf și pe PNL și în continuare e blana la oaie, știți, dar e lupul înăuntru. Și populația... Nu, în continuare... Partidul nostru, sau noi ca echipă, aceeași politică dorim să avem, să promovăm tineri, pentru că ăsta e viitor. Generația mea și a lui Marciu, acum nu suntem îngropați, dar ne-am spus cuvântul așa cum și ceilalți s-au retras în timp și considerăm că trebuie să lăsăm în urma noastră o nouă generație, oameni politici pe care partidul și pe care oamenii trebuie să sprijin. Și politica asta a dat roade până la urmă. A dat roade. Cred că avem o echipă frumoasă, că acum nu știu, dar sunt convins că 4 ani veți avea destule lucruri și neplăcute să le spuneți și plăcute. Vom neamul de o parte și cu ce ați spus. Sigur că da. Sigur că da. Asta trebuie să facem. Marinela. Da. Cum să facă buletinul?